Școlarii au dovedit că sunt buni păstrători ai tradițiilor populare și că nu le lipsește spiritul național. Ei au vorbit cu multă convingere despre importanța zilei de 1 decembrie, dar și despre mândria de a fi român. Ce sărbătorim noi astăzi? Noi astăzi sărbătorim Ziua Națională a României. Ce importanță are, știi tu? Importanța este că noi suntem români și avem nevoie să fim uniți mereu. Ce ai pregătit tu pentru a sărbători Ziua României? Eu am dansat, am recitat. Ce am putut să fac eu? Am confecționat steaguri României. Foarte frumos. Ce înseamnă pentru tine Ziua României? Ziua României pentru mine înseamnă bucurie, fericire, numai zâmbete. Am făcut această serbare, să zicem așa, de Ziua României, să deosebim pentru lume dansurile populare și costumul. Profesorul Rodica Popescu, coordonatorul Cercului de Tradiție și Măiestrie, spune că elevii de la liceul cu program sportiv din Târgu Jiu au învățat să respecte tradiția și tot ceea ce este valoros, iar acest lucru este dovedit prin spectacolele la care participă. Copiii noștri sunt îndrăgostiți de tradiție, pentru că din clasa 1, alături de colega mea, profesor Alina Mazilu, am inițiat un frumos cerc de tradiție și măiestrie, prin care copiii nu fac altceva decât să recondiționeze costumele populare și după aceea să le folosească în toate spectacolele pe care noi le organizăm. Pe lângă spectacolul dedicat Zilei României, elevii claselor primare de la liceul cu program sportiv din Târgu Jiu au pregătit și o expoziție de desen.